Este necesară prezența în fiecare școală a unui psiholog care să-i consilieze. De această părere sunt atât elevii cât și profesorii instituțiilor de învățământ din Strășeni. Chiar dacă unii din ei nu au avut niciodată nevoie de consultație psihologică, spun că aceasta îi poate ajuta în soluționarea problemelor. Eu cred că este nevoie de un psiholog în școală pentru a merge, a te consulta cu el, a vedea care situație este mai bine pentru a rezolva orice om are anumite probleme și cred că psihologul poate ajuta orice om să treacă peste o etapă grea din viață. Este necesar ca psihologul să fie în orice școală pentru că copiii se pot afla într-o situație foarte grea, de exemplu în familie, și psihologul îi poate ajuta la aceasta. Dacă ne referim la necesitatea acestui serviciu, vreau să spun sus și tare că el într-adevăr este necesar în școală. Nu vreau să spun că suntem profesori de modă veche și nu știm cum să mai lucrăm cu copiii, dar în urma tuturor evenimentelor care au loc în viața noastră. Fie că este vorba despre probleme amoroase, conflicte cu părinții, presiunea anturajului, pierderea unei persoane dragi sau diverse tulburări comportamentale, elevii simt nevoia să apeleze la serviciile psihologului din școală. M-a ajutat într-un mod simplu, într-un fel, nu știu, parcă mi-a luat o piatră de pe suflet, vorbeam cu dânsul, discutam cu dânsul mai multe teme. Îmi dădeam multe întrebări, răspundeam, într-un fel că mă ușuram. Copiii cel mai des se adresează din cauza unor conflicte apărute, de exemplu, între membrii familiei sau a unor conflicte cu părinții, atunci când se ciocnesc cu opinii diferite, copiii având o opinie sau o viziune asupra unei probleme diferite de a părinților. Necesitatea unui psiholog în fiecare unitate de învățământ este incontestabilă, tinerii având nevoie de asistență în problemele de adaptare la cerințele mediului școlar, în a depăși tentațiile vârstei sau în probleme mai adânci ce își găsesc rădăcini în viața de acasă.